Hoy nos reunimos para celebrar el compromiso que tenéis con eso que sienten vuestros corazones. Te-am văzut pentru prima dată atunci. Îți amintești ca și cum a fost ieri. Te-am lăsat să înțelegi că nimic nu este ușor de obținut și că trebuie să lupți pentru ceea ce-ți dorești. M-ai privit zâmbind ușor și înțelegând dincolo de cuvinte. Ai să-mi spui peste ani că nimic nu este întâmplător, dar în sinea ta ai simțit că voi fi doar a ta, iar tu doar al meu. În ziua în care albastrul cerului s-a unit cu marea nemărginită, ne-am regăsit în același loc. E insula din care iubirea noastră nu are final. Ibița. O zi pe care am pregătit-o de atâta timp și în care nevăzuți, dar prezenți, ne-au ținut de mână toți cei ai noștri, cei care sunt și cei care nu mai sunt. Îmi amintesc și acum sclipirea din ochii tăi, simțindu-mi pulsul accelerat atunci când am pășit amândoi spre altarul bisericuței ce ne-a așteptat. Pentru că de către tine se însoțește bărbatul cu femeia, unește-i pe ei într-un gând, încununează-i într-un trup, dăruiește-le roadă pântecelui, dobândire de prunci buni. Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mulțumim,
a Mónica, cuya mano sostienes en este momento como esposa y prometes ser un esposo devoto para ella, ser un esposo verdadero en la salud, en la enfermedad, en la alegría, en la tristeza, en la prosperidad, en la adversidad, y prometes ser fiel a esa promesa. Sí. Pues tomas a Atila, cuya mano sostienes ahora, como tu esposo, y prometes que serás una esposa devota para él, verdadera para él en salud y enfermedad, en alegría y tristeza, en prosperidad y adversidad, y que serás fiel a esta promesa. Sí. Pentru că am trecut prin multe împreună. Cu bune și cu rele se clădește o familie, iar în clipa în care ne-am luat de mână, am înțeles că ne-am reîntâlnit după vieți de căutări. Încerc să-ți șoptesc că inima mea, așa cum îți place să te alint, ești tu și eu, cea care bate pentru amândoi. Mă privești în ochi și ești minunat. Te strâng în brațe și îți spun, ești doar al meu. Iar, peste ani, acestea sunt momentele la care ne-am reîntoarce pentru a ne aminti că pe drumul acesta suntem aceeași familie. Noi. Povestea continuă. Drumul e lung. Așa suntem noi. O eternă reîntoarcere la răsăritul ce ne-a legat și pe care îl vom revedea mereu.